Intrați voi chiar acum pe Eneba pentru că au niște mega oferte unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Grăbiți-vă pentru că oferta este limitată și aveți toate linkurile în descriere. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la episodul cu numărul 4 din seria noastră minunată de Brigada Modată. Prietenii mei, vreau să vă spun că s-au întâmplat o grămadă de chestii, deci băieții ăștia și mai ales Just Cosmin nu au ieșit de pe server, prieteni. Au făcut rost de o grămadă de iteme. Cosmine, taci că numai aici te găseam, ești nebun. Deci au făcut rost de o grămadă de iteme, au bătut o grămadă de boss și vreau să trecem așa rapid printre ele, să vedeți cam ce putem găsi aici pe server, guys, aici în mod pe culo acesta făcut de noi, care by the way mi se pare mega mega genial. După aceea o să mergem în Nether sau în End, ne mai gândim și o să vedem niște mobi wow și poate batem și un boss, băieți, cine știe. Nu uitați, înainte de toate, vreau ca voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta să rupeți like-urile alea clan. Hai să vedem câte like-uri strângem pentru un nou episod minunat de Brigada Modată. Cu cât strângem mai multe like-uri, cu atât o să postăm mai multe clipuri, băieți, așa că băgați-vă acolo cât un like. Cosmine, arată-ne pe rând itemele pe care le ai. De fapt, dă-le încoace, Cosmine, dă-le încoace că... Bă, deci avem așa, prietene, avem Gauntlet of Guard. When in your main hand, right click to pull enemies. Entities, de fapt, ia. Deci dacă dau click dreapta, îi trag la mine pe toți, ia, vedeți aici, mamă! Mamă, păi și asta cu ce... De fapt, te ajută, dar mergi și de la distanță. Așa mult. Nu merge de la distanță mare, că ce nu uite, adică tot trebuie să te apropii, uite, nu pot de aici, sunt la câteva blocuri și uite, dacă am ajuns aici, uite, merge de la vreo 10 blocuri, bă, te ajută, dar arunc foarte mult, păi și dacă fii atent, arunc un cărbune. Nu pot să trag, tile entities. Ok, bun. Ce mai e, Cosmine? Bă, deci ce iteme mișto este aici? Din păcate nu prea mai am avut timp să mă joc, boys, deși... Te l-ai aruncat. Iar aici, cine a făcut bă casa aia de netărec acolo? What? E, a fost ca să batem un boss. Ah, ok. Uite, am ăsta, pune-l pe chestplate. Deci avem rock shell chestplate, boys. Dacă apăsăm pe chestplate-ul, nu, cum era? Stai așa. Așa. Și ce apăsam? Ce făceam? Control și space. Deci apăs control, băieți, și eu acum ia vedeți. What the fuck? Și dacă intru un adversar, ia vino aici jos. Deci eu acum, băieți, sunt o bilă nebună, merg cu mare viteză și dacă intru în Cosmin îi dau damage, gen. Bine, îi dau foarte puțin damage, dar îi dau așa knockback cum ar veni. Da, bro! Când se face armura, bă. Vezi că e mișto rău de tot asta. Și asta cum se... Deci, rock shell chestplate, ia să vedem. Rock shell... Cum se face asta? Deci avem nevoie de rocky shell și avem nevoie de nouă. Și rocky shell de unde facem rost? Deci ne trebuie o carte, este... un green die. Aba, nu, stai, asta să fac... Okay. Ok, nu, Rocky Shell, stai așa. Cum facem Rocky Shell? Găsești Rocky Shell? Înseamnă că nu e la un găsești, mob. Nu găsești, nu găsești. Ba da, dropează un mob, nu? Din mine, da. Ok, bun, deci trebuie să facem și noi neapărat ce spirit-ul ăla. Ce și avem. Două. Ia, arată-ne, show us, mama, are mare tun, ia, păi vedeți. Nu cred că vrei să-l încerc pe tine, ia uite. BOOM! Deci dacă te nimerești unde stai, eu mor direct, băieți. Și eu am diamond, bine, n-am protection sau altele, am armura asta. S-a încercat înainte de filmare. S-a încercat înainte de filmare și a murit în chinuri, gen. Și mai am ăsta, uite. Uite-te la cai ești. Ce face ăsta? Ce e ăla, mă? What? Ce face ăla? Ce căcat face ăsta, mă? Ce e ăsta? Ăsta e tot de la un mob. Tendon, whip, sharpness 5. La ce... în mine nu poți să dai. Puh! E dat tot în aia. În cai. Dar poate mor caiul ăsta. Stai așa, uite, dau un iron golem. Morcaie, bă. Wow, mamă, m-a dat iron golem, cu mine ce fac acum? Bă, what the fuck? Vezi că astea te ajută foarte mult. Și sunt niște săbi. Ia, ia, ce drău? Ah, ok, în afară de fier nimic. Ia-ți ăsta înapoi, că nu-mi place. Bă, sunt niște săbi care sunt mai bune decât Ravager Sword dacă le enchantezi, gen, știi? Dacă pui un sharpness pe ele. Da, oricum, văd că, bă, coi, s-au jucat ăștia ca animalele, mă, screecher că nu ne-a jucat chiar foarte mult, dar vezi că nu-i foarte greu să bați un boss de ăla. E greu, dar, na. Uite, avem și globul pământesc, mai că ăsta e old. Și era și globul pământesc, gen, acum arată IRL, știi, în viața reală, numai că l-a transformat, eu nu sunt ăsta old, așa cum arăta lumea înainte, cum ar veni, antic. Un glob pământesc antic. Bun, deci Cosmine, care-i planul? Mergem în End sau Nether să batem și noi niște boși, așa că băieți, revenim. Holy shit, brotherilor! Deci vă dați seama că chestia cu biomurile noi nu este numai în over. Bă, cum se vede aici? Este și în Nether. Ce-asta, mă?
Mistrețul. Stai că dau la mistreț. Mistrețul ăsta turbat. Mamă, ce e aici? Deci boys, ideea este că în Nether și Nend putem găsi, uite, tocmai ce am intrat, că am luat achievement, we need to go deeper. Putem găsi mobi custom, boss custom, bă, și erau niște dragoni pe care te puteai urca cu aia, puteai să le pui șa și puteai să te pui pe ei, gen. Ideea este că pe aici toată zona este explorată, brotherilor. Deci eu deja mor. Băi, am un totem of undying, trebuie să-l țin în mână pe ăsta, nu? Da. Și dacă îl țin în mână, nu mor. Perfect. Da, da. Scăpăm de moarte, prieteni. Mamă, coaie, dar uite, te poți urca pe astea de plantele astea, gen, uite, uite. Te blochează planta, trebuie să o spargi, mamă. Da, avem... după dacă mori, aia e. După a, ce... A, gen, dacă, păi, asta e logic, nu? Salvează o viață. Mamă, coaie, dar, deci eu nu sunt pregătit, dar am vrut neapărat să văd cum e și Nether-ul, pentru că nu am fost absolut niciodată aici, boys. Am niște iteme, vai de mama lor, atâta vreau să vă zic, mamă, ia, vedeți pigmenii ăștia. Cosmin, bine, are litra, e șmechere. Barosan, dar nu toți avem elitra cu mine. Hai că poate găsim și de niște mob custom pe aici, să vedem. Ia vedeți, mă, acolo, ia vedeți ce acolo. Bă, câine. Ia uite-te la mobul ăla din lavă. Băi! Coaie, m-ai aruncat în lavă. Coaie, tu m-ai aruncat. Era să mă arunci. Deci este mare mob acolo, boys, undeva. Dar ideea e că nu vreau să mergem acolo. Ia vedeți și... Bă, de ce mă atacă ăsta? Ia. Ce fac, mă, brother? Bă-s prost, mama, cu ai mai am o inimă. Ce ăla, what? Poate moare aici Cosmine, canableții. Cosmin care are litra, a fost în Nend, a fost în toate baiemurile. Mi-a dus-o jos, mă. Are pușcă de-aia de-aia, aruncă pe toți în aer, ești nebun. Mamă, ideea e că n-aș vrea să mor oricum, dar... Trebuie să fac niște pusuni de fire resistance, mă, că sigur aveți voi materiale de fire resistance, furam și niște... Ia uite, focul ăla jos. Furam și niște materiale, mă, băieți, păi, dar cum? Oricum, cărna nu prea mai intră și a scăpat. Mamă! Ce-i asta? Bă, să pune pe mine! Ce-i asta, mă? Bă, îl suge! What the fuck? E ceva țânțar de ăla imens! Bro! Ce-i ăla, mă? E țânțar imens, nu? Ia vedeți-l. Da, da. Și ia, mă, suge, ia să vedem. Ce faci, mă, rege? Bă! Coie, dar nu... Bă, ia din viață, mă, suge! Nightmare Fuel, Encounter în Crimson Mosquito. Ok. Și dropează ceva Crimson Mosquito-ul ăsta? Nu cred că dropează mare lucru, nu? Da, dropează Bloodsack. Și ce faci cu Bloodsack-ul ăla? Faci un pistol. Fac cu sânge. Pistol? What, pistol cu sânge? Bă! Mamă, bă, ce spawnerul ăsta? Ce-i cu spawnerul ăsta? E de bulangii de aia, de aia mai dat, de aveam și noi. Uite, ia Quiver-ul ăsta. Că-ți ține săgețile. Stai, mă, că iau tot acest, sunt eu, fraie, dar mie era un buton Quiver, mamă, și acolo. Și ăsta am putea să luăm pe sus, nu? Da, da, avem deja unul de ăsta. Uite, le iau pe sus dacă vreau, îl pun aici, mamă, dar uitați ce mob e. Mamă, dar arată cam dubios. Pe și bă, Cosmine, tu dacă dai cu ăla, nu spargi blocuri. Mamă, dacă spargeai și blocuri, era un fel de TNT, adauza TNT. Bă, ce-i cu cristalele astea? Se au dubios, dar nu dropează nimic, zicea că poate ne aștea la ceva. Opa! Ia uite-te pe artă. Nu pare ca fi un fortress în stânga noastră când tu ești pe artă, gen uite, sunt niște drumuri în lavă. What? Poate să fie fortress-ul în lavă? Uite că văd niște tunele în lavă sau ceva. Opa, da, bă! Nu? Aha. What? Păi și cum ajungem acolo? Ia stai, mă, să văd. S-a dus Cosmin în expediție, băi, vedeți, mă, ce înseamnă să ai iteme, să stai 24-7 pe server. Asta este... Bă, chiar așa de mult. Asta este... Ia zi câte ore ai aici jucate, Cosmin, zi repede. Tu ești acolo și vezi câte ore jucate ai, dar cred că ai multe, amice. Ia, vedeți, mă. Am o zi. Ce ai deschis serverul de zi. O săptămână. Mamă, pe aia înseamnă vreo... mult. Cam vreo... Ia zi Cosmine, poți ajunge acolo, ce asta? Glowstone. Cam vreo 3 ore pe zi. Ia vezi, ce e acolo? Uite, fix în partea asta, poți intra prin lavă? Cred că e de dedesubt cu aia, nu cred că e deasupra. Căcat. Dă-i, mă, băgameși. Ia, uite că a dat Da, e dedesubt, mă. Pe și nu putem intra? Putem, dar n-am fire resistance eu. Ia fă-și tu o schemă să ajungi acolo, că tu ești pro player. Deci, băieți, ne gândim cum ajungem? Ia uite-l! Și continuăm direct de acolo.
Ce faci, mă? N-am cum să intru acolo. Am fugit pe coaie, dar e ceva, sigur. Deci ceva e... Opa, ia stați așa, că am o idee. I've got an idea. Uite, pe aici se mai poate intra, dar nu sunt blocuri, mă, de desubt. Ziceam că poate puteam merge un pic mai în partea asta, la altul, noi acum suntem la Y52. Să mergem undeva jos, să putem intra în lavă, cum ar veni, știi? Și ajungem acolo. Hai că vedem cum facem, boys, revenim. Cosmine, nu știu cum să zic, dar te urmăresc toate muștele astea aici. Unde ai dispărut, bă, băiatule? M-am băgat în lavă. What? Hai că mă bag și eu. A făcut Cosmine repede pe unde fai resistance. Opa! E ceva, mă! Bă, este! E mineshaft, bă. Coaie mineshaft în Nether? Da. What the fuck? Cum trec cu mă? Ok. Mamă, deci uitați-vă ce e aici, mă, băieți, mâncau. Uite, spawner de blazuri. Ăsta o să ne ajute. Dar înainte nu există în Minecraft-ul normal mineshaft în sublavă în Nether, nu? De asta așa. Nu știu ce am dat în poși, dar în fine. Dar de ce asta vedem noi pe artă, mă, băieți? Bă, dar v-am zis că e ceva. Opa. Cui, ce se aude? Cui, se aude niște chestii dubioase aici, băieți, mie. Un pic am frică. Uite, ce e asta? Opa. Crimson fungus. Fantome, fantome, fantome. Bă, ia vezi fantomele, cui, what? Păi și unde te duc fantomele astea, mă, uite. Aia se aude, uitați fantoma. Uite fantoma. Bă, Johnny! Opa! Ghost, ce-ai luat? Ghostly Obtain pickaxe. A ghostly pickaxe from an underminer. Ia aruncă pickaxe-ul ăla, ce are pe el? Vezi că are wow. Un dar nu sparge, că nu sparge. Ghostly pickaxe, are nouă durabilitate. Nu, bă, nu sparge. Coaie sparge instant. Nu mai sparge, are 8 durabilitate. Coaie, ce mișto, uite, blood sec, weeping vines. Bă, ce mișto arată pickaxe-ul ăsta, coaie, ia vedeți-l. Ok. Păi, ești nebun. Dar uite că pot da în ei, pot da în fantomele astea. Bă, unde m-am dus? Ajutor! Uite încă un pickaxe. Ia. Stai așa că sunt prins aici la înghesuială. Ia. Ce mișto. Deci, băieți, foarte multe persoane ne-au întrebat ce exact ce moduri avem. Probabil o să facem o listă și o să vă dăm, uite, mai un fantom acolo. Dar altceva nu-ți dau astea, nu? Bă, ești ratat! Foarte multe persoane ne-au întrebat. Ia, ia, fantomul cu blaze aici. Ajutor! Am murit. N-am murit. O inimă jumate mi-am. N-am murit. Hidden in the depths, obtain ancient debris. Oaile. Bă, ideea este că ar trebui, nu știu, zilele astea să fac și puțin între timp să... Mai... Opa, cufăr. Schilet! Ce e ăsta, mă, schiletul ăsta? Dry cooker. Coie, tigaia, dry cooker, what the fuck, ia vedeți aici. Ce e ăsta, mă, e mare tigaie, brodere! Ok, deci nu ne aștept cu nimic asta. Ar trebui să-mi găsesc zilele astea puțin între timp să fac și eu rost de iteme, boys, că eu am cam la barito, ca să zic așa, și nu e bine, că uite, eu nu rezist aici, frate, nici măcar în Nether normal nu rezist, da, păi... Dacă te duc acolo, Nend... Dar ce e acolo, Nend, amice? M-am bătut cu un boss, nu știu câtă viață avea, dar avea mult rău. Și ce te-ai bătut? Dacă nu mă bugam, gen să-mi... Pun waystone să mă teleportez, să-mi dau viață, n-aveam cum să bă, dar întrebare, noi acum cum plecăm de aici? Bă, la fel cum am și intrat. Cred că mă duc, că mai am 4 minute de efect și... Oh. Păi da, ideea e că eu nici măcar nu pot să... Eu nici măcar nu prea am blocuri, dar stai că iau acum blocuri. Opa, sau? Am și mai niște blocuri. Lava, mă. Unde e lava? Aia e întrebare. Deasupra. Știu că deasupra mea, nu. Hai să ieșim de aici. Dar nu știu cum să ies după din lavă, rege. Poate găsești noi un dragon de la eu. Vreau să-mi iau dragonii și nebun să-i pun șa. Să vedeți acolo, ba, haos total. Coie, da, what? Ok. A, mă, băieți, că sunt omul lavei. Bine, Cosmin urcă fără probleme, că pare pe litra aia jegoasă, mă înțelegeți, dar... Păi și Cosmin, întrebare, eu acum cum o să ies de aici?
Simplu. Simplu, a? Mhm. Nu știu ce să zic de acest lucru. Ba da, simplu, uite-te. Este... Unde ești, amice? Este! Și acolo e Waystone, a pus Cosmin un Waystone. Și s-a dus până acasă. L-am scos. Mamă, și acum trebuie să mor până chiar acolo sus. God damn it! Trebuie să vină... Bă, what? Dar și aia seamănă cu... Zici că sunt niște cazemate acolo. Ok, oricum avem toate mofandaimi. Boss, nu cred că găsim să batem aici. Bă, dar ceva mobi, uite, sunt, deci sunt niște urși boys care se cațără pe pereți. Sunt o grămadă de mob, mai are rost să vă zic că, bă, foarte, foarte mulți gen. Ia, aveți blocurile astea, un singur bloc mai am. Ia, vină un pic. Mamă, m-a luat. O, m-a luat Cosmin în spate și zburăm! Bă, ce faci, mă, unde ne duci? Mamă, ia uite-l pe ăla. Ce e aici, rege? Nu știu, hai să vedem. Ce-ai găsit aici, mă, mâncați, ești gura ta. Gold, opa, golden helmet cu protection, iron nugget, căcaturi. Dar, golden helmetul ăsta, deci ăsta are plus 3 armură, ăsta are plus 2 armură? Se pune și protectionul ăla, cam golden helmet cu protection 4, cred că e mai bun decât diamond helmet, simplu. Nu? Posibil. Și blocurile astea super mișto. Ia vezi, mă, bă. Asta e, mă, pacifism, nu? A, uite, da, fuge, da, da. Mă, deci ăsta nu dă în tine, dar merge pe lavă. De ce l-ai omorât, mă, pe Billy Bobby? Cred că ar trebui să dăm și o tură. Mă, uite, la mine te vezi rege. Vezi de aia de rege. Ce de aia de rege, mă? Coroana. Cum dracu, de ce? Eu văd ia ce pe mapă aici? Eu văd o cască simplă de gold, ce pe art. Mai mulți mob de-aia. Ia să dau eu un de-asta să văd. Opa! Opa! Unde ai ajuns, mă? Opa! Coie, la mine de ce nu se încarcă arta aici? Da, cred că uite, e cu gold. Nu știu ce asta, mă. Ce e cu gold? Asta e așa, din știu. Dar eu vin așa e... mai tip. E brimstone. Ce e brimstone ăsta? Nu știu. Mamă. De asta e așa, vedem care e situația. Ia uite ce e aici. Suntem pe explorat. Bă, what the fuck, ce... Ce ăsta? Coi! Opa! Ce-i cu baia-mul ăsta, mă, mâncava așa? Da, așa că-l rezolv eu. Hai că l-ai nimerit, dacă e. E greu de nimerit. Bravo. Bă, de ce aveți cum arată baia-mul ăsta? Ce sunt chestiile astea care aruncă lavă? Nu-mi dă nimic dacă spar. Nu-mi dă nimic. Nici nu știu dacă cu silta ce-ar ajuta. Nici eu nu prea am explorat nether-ul. Mie foarte mult la modurile astea îmi place că avem chestii de explorat și uitați-vă cum arată baiamul ăsta. Adică nu știu, părerea mea e că Minecraft-ul normal ar fi putut băga niște moduri de genul acesta. Pentru că, bă, nu mai fac jocul mai interesant, știi? What? Am găsit dragonul ăla pe care te poți urca. E blocat, săracu. Deci, prietenii mei, ăsta e dragon pe care îl poți lua. Îi pui șa și mai pui ceva în cap. What? Și te poți urca pe el, da, uite, urca pe lavă cum ar veni, știi, și de-aia e așa. Ia stai, mă, că mă duc eu până la el, am obsidian aici, până la el mă duc, tată. Mama, era să-i dau cu ăsta. Și dacă dau o bucată, dă noi înapoi, cred că dă noi. Posibil. Nu, dă mă. Vrei să-i dau eu în ăla? Nu, mă, că-i pașnic, păi și cum ne urcăm pe el? Uite că nu merge să dau că-i de-a ta. Deci trebuie neapărat să ai șa, nu? Dar eu am șa. Da, cred că trebuie așa specială. Și cum se numește mobul ăsta? Bă, nu mai ai jurnalul de la Alex Mobs? Ba da, uite, l-am eu. Animal Dictionary, boys. Intrăm aici, vedem absolut toți mobii. Dar nu știu cum se numește ăsta. Ia vedeți câți mobi noi sunt. Opa, uite, un aici sus. Uite, drobber. Deci drobberul ăsta se casără pe pereți, băieți. Ia uite, seagull. Mimic octopus. Trebuie să văd ce seamănă dragonașul ăsta, deci este... Ia vedeți numai aici, Tiger! Ok. Am mai găsit un dragon. Laviatan ăsta e, fii atent! Laviatan s-ar gigant, din mamatele, Blackstone Family, The Nether's Great Lava Lake, salut de oferi să-mi înapărnă... Sunt pasivi, uite că scrie, completely passive and attempt to flee if injured. Can be ridden and controlled by crafting and equipped with a straddlight, saddle and straddlight tech.
Deci avem nevoie de astea, thread light, strd lite, ia vede. Strd. Deci tech și saddle, uite, saddle-ul ăsta se face cu două șiri normale și ok. Block of thread light. Deci ne trebuie thread light. Și astea unde pică thread light? Bă, n-am idee. Pică de la mob. Că uite, gen, eu dacă... n-am făcut ăla. Deci, nu, da, astea ok. Și thread light. Nu ar trebui să ne spună unde pică. Cred că ăsta dropează, mă. Nu mai știu unde l-am văzut pe băiatul ăsta. Cred că ăsta dropează, sincer. De ce mă întrebați, uite-l? Nu știu unde pică. Ia, și dacă l-omor? Mamă, coaie, dacă... Nu dropează, mă, nimic. Deci ne trebuie thread light, da, alea, dar nu știu unde găsim, boys. Aaaa, de ce mă întrebați? Cam jale. Mamă, pe unde? Am căzut în lavă. Cum ai căzut, mă, în lavă? Bă, mori? Da. Nu mai mor. Mor! Au! Hai că am mâncat, mamă, dacă tare mă mâncava și gura voastră. M-a părăsit bodyguardul Just Cosmin aici. Bă, deci ba, doar, deci gândiți-vă că noi am explorat acum ce 1%, 0,1% din Nether ce v-am arătat aici, că sunt o grămadă de chestii pe lângă astea. Bă, boși, vreau să văd de niște boși, oricum. Ideea este că v-am zis trebuie să găsesc niște timp să fac și rost de niște armuri, pentru că nu rezist acum o elitra, o armură, niște poțiuni, niște arme de-astea mai special. Chestii normale, boys, pentru că e foarte greu de explorat până și Nether, nu mai zic de el, știi? Așa că, prietenii mei, cam asta a fost clipul, boys, am explorat și noi astăzi. Sper că v-a plăcut, v-am mai arătat câte chestii se pot întâlni în mod pe cul acesta făcut de noi. Sper că v-a plăcut, nu uitați să-l pe și voi like-urile alea, boys, dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare, v-am pupat, bye bye, pa!